Astăzi, ca de obicei, ne-am adunat cu un prilej festiv. Suntem în pragul celei de-a 26-a aniversare a Academiei de Administrare Publică. Desigur, către această zi venim cu anumite realizări, venim cu anumite proiecte, cu anumite dorințe și cu anumite total. În această zi, de obicei, avem acea tradițională conferință științifică a profesorilor Academiei de Administrare Publică și a reprezentanților corpului academic din alte instituții de învățământ. Știința constituie cea mai nobilă și cea mai puternică agonisire a omului și de aceasta astăzi sper că ne vom convinge. Pentru a trece la festivitatea propriu-zisă, o să vă rog să onorăm simbolica de stat a Republicii Moldova. Deosebită plăcere vreau să vă prezint oaspeții întâlnirii noastre de astăzi. Domnul președinte a Curții Constituționale, domnul doctor habilitat, domnul Poale Lungi. Deci, în sală am văzut unii absolvenți a Academiei de Administrare Publică din promoția de anul trecut. Anul trecut, dacă mai țineți minte, l-am prezentat ca și președintele Curții Supreme de Justiție. Vedeți ce înseamnă să vii la Academie? Imediat faci câte un salt din ăsta foarte serios. Deci, excelența sa, domnul Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova. Domnul Iordan Bărbulescu, președintele Senatului Școlii Naționale de Studii Politice Administrative din București, decan al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană. Domnul Aurelian Danilă, șeful secției științe sociale, dar dânsul a zis că denumirea este una mai extinsă, care cuprinde și economie, și drept, și alte ramuri ale științei, dar și ex-ambasador al Republicii Moldova în România, ex-ambasador al Republicii Moldova în Germania, a activat în cadrul Ministerului de Externe și în Ambasada Republicii Moldova din Kiev, iar astăzi este șeful secției, unei importante secții din cadrul Academiei de Știință a Republicii Moldova. Doamna Larisa Șabga, rectorul Universității Cooperatiți Comerciale din Republica Moldova, ex-ministru a Educației, și vorbeam cu dânsa înainte de ședința astăzi, ultimii trei miniștri ai educației au făcut studiile la Academie. Doamna Fusu, doamna Sandu, doamna Șabga. Sperăm că și viitorii. Totodată salutăm prezența în sală a partenerilor noștri de dezvoltare, reprezentanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, Agenția Națională a Funcționarilor Publici din România, Institutul Regional de Administrare Publică din Odessa
și altor colegi de la instituții similare din Republica Moldova. Totodată văd în sală pe domnul ex-ministru de externe, domnul Țiu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. Nu-l văd în sală, dar sper că este domn profesor Șlechtițchi. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați dat curs invitației noastre, că sunteți prezent la festivitatea noastră de astăzi și cu un omagiu deosebit, desigur că vin în fața profesorilor Academiei și tuturor angajaților Academiei de Administrare Publică, care pe parcursul anului se mobilizează pentru ca studenții noștri, audienții noștri, să se simtă confortabil în auditoriile Academiei de Administrare Publică. Prorectorii de obicei vin fără scenarii. Cuvânt se oferă rectorului Academiei, domnului Oleg Balan, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Mulțumesc, domn profesor. Stimați oaspeți, stimați colegi, așa cum am spus și la început, tradițional Academia de Administrare Publică, în jurul datei de 20 mai, își sărbătorește aniversarea. Anul acesta suntem la cea de-a 26-a aniversare de la fondare. Deci, cei care se ocupă de sociologie știu că odată la 27 de ani, practic, se consideră că s-a schimbat o generație. Deci, practic, cei din Academia de Administrare Publică au fost cei care au crescut o nouă generație de administratori, de oameni de stat, cei care activează în organele administrației publice din Republica Moldova. În cei peste 26 de ani de activitate a instituției, Academia a trecut prin diferite etape de dezvoltare. Deci am avut și studenți la treapta întâi, la ciclu 1, la care am renunțat. Am reușit la o anumită etapă să impunem în Codul Educației Republicii Moldova o prevedere separată prin care Academia să fie instituția care instruiește doar studenți la ciclu 2 și 3 și cursuri de dezvoltare profesională. Deci am preluat o practică europeană a instituțiilor similare și nu numai din Europa. Deci putem să ne mândrim astăzi cu faptul că avem peste 5.000 de absolvenți a studiilor de masterat. Suntem singura instituție din țară care are doctorate în domeniul administrației publice și avem peste 45.000 de absolvenți ai cursurilor de dezvoltare profesională, a cursurilor de scurtă durată. Practic, în toate autoritățile publice din Republica Moldova sunt absolvenții noștri. Deci, vorbeam și înainte de ședință cu cei din prezidiu, aproape toți primarii președinților de raion sunt absolvenții Academiei de Administrare Publică. Desigur, mulți poate să ne reproșeze că avem situația pe care o avem cu drumurile, cu infrastructura, dar sarcina noastră este de a, sau vorba aia, Dumnezeu dă, popa botează, dar zile nu dă. Pe unii, pe toți învățăm la fel și dumneavoastră sunteți martorii acestui proces. Mulți revin la Academie, la diferite instruiri, conferințe, training-uri, forumuri și avem reprezentanții GIZ-ului aici cu ajutorul rol. Acum 2 ani am început un ciclu de foruri pe diferite discuții legate de administrarea publică și în această sală s-a vorbit la nivelul tuturor funcționarilor publici, reprezentanților Cancelariei de Stat, despre necesitatea reformei administrativ-teritoriale a Republicii Moldova și noi încă acum 2 ani am zis că aceasta trebuia făcut ieri, dar nu mâine. Deci suntem, consider eu, acea instituție care putem să dăm tonul unor reforme necesare în domeniul administrației publice și totodată putem să le coordonăm.
În decursul celor 26 de ani de activitate, Academia a progresat, a progresat foarte mult. În pauză, de asemenea, vorbeam cu doamna Șapca, a zis să nu spun perioada când a absolvit, dar această sală arăta cu totul altfel, fără această scenă și fără multe care le vedeți aici. Deci, de la momentul fondării instituției, au fost făcute foarte multe lucruri. Astăzi avem, sunt sigur, unul dintre cele mai performante și dotate auditorii, săli de studii din Republica Moldova. Vedeți și ca exemplu această sală. Suntem, biblioteca este abonată la o serie de baze de date care unii studenți doar visează. Avem o tehnică electronică de ultimă generație și audienții noștri o văd în auditorii. Am dezvoltat relații foarte bune cu partenerii externi și acum mi-aduc aminte în 2010, când am început colaborarea cu cei de la, de la GIZ și doamna Țăpordei, decanul, director Departamentul de Dezvoltare Profesională, este prezent aici, poate să confirme cât de greu era. Și cum ei nu credeau în capacitatea noastră, dar de aceasta purtau responsabilitatea colegii precedenți care n-au reușit să convingă că suntem buni, eu sper că noi am convins acest lucru. Și ca dovadă faptului este că săptămâna precedentă 7 colegi de-ai noștri au venit de la cursurile de dezvoltare profesională din Georgia, cursuri finanțate totalmente prin proiectul GIZ. Suntem membrii a unor consorții, consorții internaționale, suntem partea unor proiecte Erasmus, deci am avut două proiecte finanțate de Erasmus la Biblioteca Academiei de Administrare Publică. Suntem, avem acorduri de parteneriat cu foarte multe instituții similare din țară și de peste hotare și prezența domnului profesor Bărbulescu astăzi aici este o dovadă a acestui lucru. Am avut studenții de la SNSPA care au fost în sala noastră la cursuri, am avut profesorii noștri care au mers la cursuri la SNSPA și au predat la SNSPA. Și am avut studenți din Germania, am avut studenții noștri în Germania. Deci foarte multe proiecte care ne permit astăzi să ne mândrim cu aceste realizări. S-a consolidat baza logistică a Academiei de Administrare Publică și o să vă spun doar o cifră. Din 2010 și până acum, în dezvoltarea capacităților Academiei de Administrare Publică au fost investiți peste 17 milioane de lei. Bani care au fost ai Academiei de Administrare Publică. Adică nu au fost bani veniți din bugetul de stat. Printre activitățile tradiționale este și această conferință pe care vom petrece astăzi. Este a 23-a conferință, a 23-a ediție de la inițierea tradiției de conferință în cadrul Academiei de Administrare Publică. Desigur, la acel moment sau la prima conferință, participanți au fost profesori veniți din România, care a fost tot timpul alături de noi. Dar astăzi putem să ne mândrim cu faptul că Academia de Administrare Publică este cea care dă tonul științei administrației publice din țară, având și școala doctorală în domeniul administrației publice. În față aveți o expoziție a realizărilor profesorilor Academiei de Administrare Publică. A fost scrisă pe parcursul celor 26 de ani de la fondarea instituției. Deci aceasta, de fapt, este ceea ce rămâne după fiecare profesor. Deci este o experiență acumulată care poate fi, sau care este diseminată în întreaga administrație publică din Republica Moldova. În pauză vorbeam cu colegii din prezidiu
În actualul Parlament avem 19 absolvenți. În precedentul Parlament aveam 27 de absolvenți. Deci văd unii ex-deputați în sală, tot absolvenți ai Academiei de Administrare Publică. De aia zic că ușile instituției sunt deschise tot timpul pentru a avea, a prelua acele cunoștințe care ani de zile au fost dezvoltate, acumulate de profesorii Academiei cu un singur scop, pentru a crește calitatea serviciilor publice din Republica Moldova, pentru ca cetățeanul Republicii Moldova să simtă confortul de a fi și mândria de a fi cetățean al Republicii Moldova. Cu această ocazie, mulțumesc încă o dată tuturor angajaților Academiei de Administrare Publică, mulțumesc profesorilor care cu abnegație și străduință își exercită nobila funcție de profesor de a transmite cunoștințele celor care doresc acest lucru. Mulțumesc celor prezenți că au dat curs invitației noastre și sunt astăzi alături de noi și urez succes celor care vor veni cu rapoarte în continuarea conferinței noastre. Succes! Mulțumim, domnule rector! Noi toți cunoaștem în toate structurile statului, lucrează absolvenții Academiei care se bucură de o autoritate destul de mare. Toți au cele mai buni opinii, părere despre absolvenții Academiei, dar aceasta în mare măsură se datorează cadrelor didactici care lucrează aici și mai ales profesorilor care sunt invitați din afara instituției, care au o experiență destul de mare, lucrând în diferite domenii ale statului, foști ambasadori, reprezentanți ai Academiei de Științe, ai Curții Constituționale, inclusiv dumneavoastră toți îl cunoașteți pe domnul președinte al Curții Constituționale, care de mai mulți ani colaborează cu Academia de Administrare Publică. Permiteți-mi cu o deosebită plăcere să-i oferim cuvântul domnului președinte al Curții Constituționale. Stimate domnule rector, distinși oaspeți, onorați invitați. De la bun început vreau să menționez că sunt totalmente de acord cu domnul rector, domnul profesor Oleg Balan, și anume cu mesajul său pe care l-a plasat pe pagina web a Academiei de Administrare Publică, că Academia de Administrare Publică este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară. Aici activează un corp profesoral de o înaltă calificare, cu vaste cunoștințe în domeniul managementului, administrării publice, dreptului și al relațiilor internaționale. Pe bune, Academia își realizează cu succes sarcina de formare și dezvoltare a competențelor profesionale ale personalului din serviciul public. Vreau să menționez calitatea serviciilor prestate de către Academie, care, în opinia mea, de la an la an sunt tot mai bune. Această concluzie rezultă din observațiile mele în calitate de președinte Comisiei de Absolvire pe parcursul a mai mulți ani și vreau să menționez calitatea cunoștințelor absolvenților, mai ales din anul acesta, care sunt, în opinia mea, deosebite și cu mult mai înalte decât cei ce am văzut anterior. Aceasta, desigur, se datorează calității lucrului care este depus, muncii depuse de către profesorii de la Academie. În procesul de învățământ, în opinia mea, sunt antrenați profesori cunoscuți în țara noastră ca fiind unii dintre cei mai buni. De rând cu aceasta sunt deja apreciate forumurile, platformele de discuții și mesele rotunde organizate de Academie, proiectele de cercetare care au înscris realizări frumoase. De câtva timp în urmă, în societate au produs unele discuții sau unele voci performante, în ghilimele aș spune, cu privire la viitorul academic, precum că ar fi fost sau ar fi destule, ar fi fost necesare numai niște cursuri de instruire pentru funcționarii publici și nu ar fi necesară o academie.
Vreau să vă spun că în scurt timp aceste idei, așa numite performante, au dispărut, dar ca exemplu vreau să vă zic că în cadrul sistemului judiciar a existat astfel de cursuri care nu prea au dat sau nu prea au dat rezultate, ca în consecință Consiliul Europei să ne oblige ca statul să creeze Institutul Național de Justiție, care este la momentul actual și sper, sau sunt convins că de unele rezultate cu mult mai bune decât cei ce promovau cursurile de instruire. Din acest motiv, cred că nici nu trebuie să mai apară pe viitor discuții în privința necesității existenței Academiei. Potențialul Academiei, în opinia mea, este unul deosebit, ca și imaginea instituției este una testată de timp. Nu rămâne decât să-i dorim instituției prosperitate și realizări cât mai frumoase în continuare. Vă urez succese și mari realizări tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule președinte, deci, așa cum a zis și dânsul, a putut face comparație acum un an cu absolvenții specialității anticorupție și anul acesta, domnul președinte a fost președintele Comisiei de Master pentru absolvenții specialității anticorupție. Și după spusele dânsului, au fost mult mai buni decât cei din anii precedenți. Desigur, de la an la an, calitatea serviciilor ne dorim să fie mai înaltă și mai înaltă. Pe parcursul anilor, așa cum am menționat și în discurs, am avut o serie de colaborări cu instituții similare din România și astăzi l-avem prezent pe domnul ambasador, dar și ambasadorii precedenți ai României au fost oaspeții Academiei totdeauna, deci au venit cu cea mai mare susținere și datorită susținere și României, și ambasadei. Și instituțiilor similare am avut acea posibilitate de a prelua cele mai bune practici și a le implementa atât în Academia de Administrare Publică, iar prin absolvenții noștri și în Administrația Publică din Republica Moldova. M-am avut ocazia să-l cunosc pe domnul ambasador încă în 2015, când dânsul visa să fie ambasador la Academia de Administrare Publică, iar de atunci avem o colaborare pozitivă, o colaborare bună. Și de ce zic visa? Pentru că domnul prim-ministru de atunci, domnul Ponta, l-a prezentat ca viitorul ambasador a României în Republica Moldova, lucru care s-a și întâmplat și îl vedem și dumneavoastră îl vedeți toți și, și în mass media și la întâlnirile oficiale și la întâlniri cu instituțiile publice, la întâlniri cu autoritățile publice din Republica Moldova ca o persoană foarte activă, da, și ca un promotor foarte activ a democrației și a statului de drept. De aceea, cu mult drag, îi ofer cuvântul. Domnule rector, domnule președinte al Curții Constituționale Republicii Moldova, domnule decan, domnilor profesori, domnilor și domnilor profesori, onorată asistență, în primul rând, vă mulțumesc mult de tot pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o să mă adresez dumneavoastră astăzi, într-o zi importantă pentru Academia dumneavoastră. Aniversați 26 de ani de existență, 26 de ani plini de realizări frumoase, 26 de ani în care sunt convins că ați trecut și prin greutăți, dar sunt convins că ați avut și foarte multe satisfacții. Sunt pe deplin de acord cu ceea ce spunea domnul rector. Academia dumneavoastră produce personalități, produce oameni capabili să fie în măsură să ocupe de destinele Republicii Moldova. Aveți oameni de notorietate. Nu numai absolvenții dumneavoastră sunt de notorietate, dar vă mărturisesc că și cei care se adresează dumneavoastră, care la un moment dat vin să intre în contact cu dumneavoastră, capătă notorietate și să vă împărtășesc ceea ce mi s-a întâmplat recent. Am fost într-o primărie și, mă rog, doamna de acolo mi-a spus, domnule ambasador, eu vă știu pe dumneavoastră. Mi-a spus, sunt onorat, doamnă, pare bine să facem cunoștință, dar vă știu pe dumneavoastră de atunci când ați venit să ne predați la Academia de Administrare Publică. Și, într-adevăr, mi s-a părut foarte frumos, mi s-a părut că, cu adevărat, resursa umană pe care o pregătiți dumneavoastră este și așa ar trebui să fie utilizată corespunzător pentru a avea grijă cum se cuvine de destinele țării, pentru a promova democrația, pentru a promova statul de drept, pentru a menține Republica Moldova
orientată pe calea sa europeană. Sunt aici în calitate și de reprezentant al președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Și trebuie să fac o mărturisire. Această calitate actuală a României se datorează și contribuției esențiale a unor oameni inimoși, a unor oameni care au crezut în visul nostru european și a unor oameni care au muncit pentru realizarea visului nostru european. Iar unul din acești oameni urmează să fie recompensat de către dumneavoastră astăzi cu titlul de honoris causa. Mă refer aici la domnul decan, domnul profesor, domnul diplomat Iordan Bărbulescu. Și eu, ca diplomat în Ministerul de Externe, vreau să vă spun că am învățat despre achiul comunitar din cărțile și din articole scrise de domnul Bărbulescu. Și cred că domnul Bărbulescu toată viața și-a dedicat-o acestui vis european. Ce vreau să spun cu acest lucru? Dacă pentru România a fost posibil acest vis european, credeți că și pentru Republica Moldova este posibil acest vis european? Și vă asigur de faptul că România va fi alături în drumul dumneavoastră către Uniunea Europeană, și cu condiția însă ca și dumneavoastră să doriți să rămâneți orientați cu fața către vest. Iar când spun orientarea cu fața către vest, am în vedere, pe de-o parte, să mențineți parcursul european ca parte a dezideratului dumneavoastră și, pe de altă parte, să mențineți dorința unor cooperări, unor relații de cooperare foarte bună cu România, nu numai la nivel academic, pentru că sunt convins și cu asta sunt total de acord, aveți foarte multe colaborări fructuoase cu instituțiile similare, cu instituțiile care academice din România, dar la modul sincer și la modul deschis. Felicitări tuturor și să ne vedem cu bine și la următoarele noastre aniversări. Mulțumim mult, domnule ambasador, și vreau să reiterez încă o dată faptul, și dumneavoastră l-ați confirmat în discursul dumneavoastră, este o tradiție a Academiei de Administrare Publică de a face întâlniri dintre ambasadorii acreditați în Republica Moldova și studenții noștri. Și acele practici cu care vin ambasadorii și acele învățăminte cu care vin ambasadorii sunt chiar convins că sunt pozitive pentru acei primari care asistă la cursurile noastre și v-ați convins în acea vizită pe care ziceți că ați avut-o și acea primăriță, deci sunt sigur că a preluat ceva din acel mesaj pe care l-ați lansat dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult și pentru susținerea de care avem parte tot timpul. Și desigur, cum o conferință științifică nu poate să aibă loc fără ochiul de veche a Academiei de Știință, deci o să-i ofer posibilitatea domnului academician Aurelian Dănilă pentru un cuvânt de salut. Stimate domnule rector, onorat prezidium, onorat asistență, să fiu sincer, puțin accidental am ajuns la dumneavoastră, pentru că trebuia să vină domnul președinte academician Ion Tighineanu, s-a întâmplat o suprapunere și cu toată mândria, de fapt, vreau să vă felicit cu această conferință și să vă spun în primul rând că mă onorează nu numai pentru că sunt astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă felicita, dar am și un sentiment, așa cum puțină emoție, pentru că acum vreo 15 ani am fost și eu în această sală și am fost și în alte sări, unde aveam prelegeri în domeniul diplomației. Eram pe atunci la Ministerul de Externe, unde am ajuns, de fapt, în diplomație datorită domnului ministru, profesor, doctor habilitat Nicolae Țiu, care este aici și care a făcut foarte mult pentru devenirea diplomației moldovenești. Și m-aș folosi de această ocazie că sunt aici pentru a-i mulțumi și eu domnului profesor dr. Bărbulescu, care a avut o atribuție foarte importantă la educarea mai multor diplomați ai noștri, pentru că în timpurile când eram la Ministerul de Externe
și Nelu îmi spune că și acum continuă această tradiție. Studiau la București un șir de reprezentanți ai noștri, un șir de diplomați, tineri diplomați la instituția pe care dumnealui o conduce. Cred că este absolut clar că o instituție ca dumneavoastră este importantă de mai multe puncte de vedere. Mă bucur atunci când sunt câteodată prin raioanele Republicii, când se apropie cineva și îmi spune că este absolventă acestei instituții, dat fiind că își amintesc și de timpurile pe când eram pe aici și mă bucur pentru că, în ultimă instanță, este vorba nu numai de acea specialitate pe care o deprindeți, pe care o însușiți, pe care o perfecționați în această instituție, dar este vorba și despre nivelul culturii generale care, vrem, nu vrem, fiind în această instituție, căpătăm acele noțiuni și acea ținută care este nevoie la momentul actual pentru toată societatea noastră. Secția pe care o conduc se numește Secția de Științe Economice, Sociale, Umanistice și Arte. Vedeți, un spectru foarte mare. Înainte erau la Academie 6 secții, acum sunt 3, s-au comasat, cum e moda acum să se comaseze chiar și ceea ce este incomasabil. Dar asta este situația. Eu vă felicit încă o dată și vă doresc la mulți ani. Domnul academician, vă mulțumim foarte mult și știți că accidentul a fost pentru noi unul plăcut, favorabil. Stimați colegi, stimați oaspeți, în prezidium avem pe doamna Șapca, care acum mulți ani în urmă, sau acum ani în urmă, era în calitate de absolvent a acestei instituții, după care am colaborat cu dumneavoastră și în calitate de ministru, însă fiind ministru educației, deci am avut anumite colaborări, ca de obicei instituțiile de învățământ solicită de la minister tot felul de aprobări. Am avut parte de acea înțeleg, iar astăzi suntem colegi de breastă, dumneavoastră reprezintă Universitatea Cooperativ Comercială din Republica Moldova și o parte din colegii noștri activează în paralel și la Universitatea Cooperativ Comercială în calitate de profesor, iar astăzi vreau să ofer această posibilitate de a se împărtăși cu acele emoții trăite în calitate de student, absolvent a Academiei. Stimate domnule rector, stimați colegi, distinși oaspeți, onorată asistență, sunt onorată să particip la evenimentele dedicate zilelor Academiei de Administrare Publică. Pe parcursul a mai mult de un veac, această instituție s-a afirmat drept o instituție lider în domeniul formării profesionale a funcționarilor publici, nu numai doar a funcționarilor publici, dar și a reprezentanților diferitor altor domenii de activitate, inclusiv economică, prin programe de master, prin programe de formare continuă. Academia de Administrare Publică este cunoscută nu doar în țară, ea a devenit sau are un nivel de vizibilitate internațională destul de sporit și aceasta grație cadrelor didactico-științifice care îmbină armonios tradiția și inovația în educație și în cercetare. În condițiile actuale, în condițiile globalizării schimbărilor și a inovațiilor, formarea profesională capătă valențe majore. Și aceasta impune necesitatea avansării acestei activități la un nivel calitativ superior. Deosebit de important este acest deziderat pentru autoritățile publice care sunt responsabile de elaborarea și implementarea reglementărilor, de elaborarea și implementarea documentelor publice, fiindcă de aceasta până în cele din urmă depinde dezvoltarea noastră economico-socială. Personalul Academiei de Administrare Publică
recunoscând importanța dezvoltării competențelor profesionale pe parcursul întregii vieți, se focusează pe diversificarea programelor de formare profesională, pe diversificarea și modernizarea conținuturilor educaționale, pe implementarea celor mai performante tehnologii educaționale. Și acest lucru vreau să zic că reușește cu succes, vă reușește cu succes și vreau să vă felicit cu această reușită. Sunt mândră că acum mulți ani în urmă, nu vreau să spun câți, am absolvit această prestigioasă instituție de învățământ, fac parte din comunitatea absolvenților acestei instituții și vreau să zic cu mândrie că am avut parte de dascăl cu înaltă vocație profesională, cu o prestație academică înaltă, cu o experiență bogată academică și profesională. Vreau să mulțumesc pe această cale, de fapt vreau să zic încă un lucru. Atunci, mulți ani în urmă, mai mulți colegi ai mei mă întrebau, dar pentru ce, doamna Șarcă, faceți studii la Academia de Administrare Publică? Fiindcă în același an, când am absolvit, exact la o diferență mai puțin decât o lună, am susținut și teza de doctor habilitat. Și atunci mulți își puneau întrebarea, pentru ce fac aceste studii? Și de fiecare dată le-am răspuns că a învăța niciodată nu este târziu. Că cunoștințele sunt acea valoare despre care nu putem să spunem niciodată că este mult sau este prea mult. Că educația este o artă care poate schimba lumea și ne poate schimba și pe noi însumi. Și acest principiu s-a confirmat pentru mine mai târziu, fiindcă studiile în cadrul Academiei au fost de un real suport pentru mine în cariera mea profesională. M-au ajutat foarte mult în exercitarea funcției de demnitate publică. Continuăm să fie utile și în prezent, fiindcă studiile în cadrul Academiei nu doar extind orizontul de cunoștințe profesionale, dar te învață să gândești, te învață să analizezi, te învață să reacționezi la schimbări. Îți educă atitudinea proactivă față de ceea ce te înconjoară. Și aceste calități, de fapt, sunt necesare pe parcursul întregii vieți. Folosindu-mă de această ocazie, eu aș vrea să aduc profunde mulțumire în numele întregii comunității absolvenților Academiei de Administrare Publică pentru eforturile care au fost depuse de către dascălele noștri, pentru faptul că cu multă abnegație și dăruire de sine au investit în dezvoltarea noastră profesională. Iar întregului colectiv al Academiei de Administrare Publică vreau să le aduc iarăși în numele absolvenților felicitări cu această frumoasă aniversare, urându-vă sănătate, succese, prosperitate și numai bine și numai succese, numai performanțe. Totodată țin să menționez că este o tradiție frumoasă organizarea conferințelor științifice în aceste zile ale Academiei și apreciind program, această conferință a fost concepută drept o platformă eficientă de schimb de experiențe, de schimb de idei între mediul academic, administrația publică, dar și mediul de afaceri. Vreau să urez tuturor participanților la acest forum științific internațional succese, discuții interesante și constructive, idei originale care vor contribui la dezvoltarea socioeconomică a țării noastre. Și dacă sincer să vă zic, m-am gândit mult, fiindcă la sărbătoare de obicei se vine cu un cadou, cu ceva, m-am gândit mult la flori, până la urmă, în cele din urmă, am decis să aduc o părticică din sufletul meu, din contribuția mea la dezvoltarea științei, doar câteva cărți din publicațiile care le am, pentru a le transmite bibliotecii în semn de recunoștință pentru investiția în formarea mea profesională. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes! Mulțumim foarte mult, doamna rector, pentru cuvintele foarte frumoase spuse în adresa colectivului Academiei
și a foștilor dascăli este o recunoștință a acelor eforturi pe care le-au depus și le depun ani de zile. Stimați onorate asistenți, stimați oaspeți, în discursul de prezentare am spus că avem în calitate de oaspeți reprezentanții GIZ-ului în Republica Moldova, deci cu care încă în 2010 am lansat acea colaborare și datorită cărora o mare parte din profesorii Academiei de Administrare Publică au posibilitatea să meargă la diferite schimburi de experiență, instruiri, traininguri, conferințe peste hotare. Deci acum avem un proiect în derulare cu cei de la GIZ, cu suportul GIZ-ului, cu instituțiile similare din Georgia, instituțiile similare din Ucraina și instituțiile similare din Germania. Urmează în luna iunie cei din Georgia, Ucraina și Germania să meargă în Ucraina, iar în luna octombrie toți să vină în Academia de Administrare Publică. Este un suport care ne permite creșterea calității serviciilor acordate de Academie, de profesorii Academiei, deoarece majoritatea cursurilor sunt destinate pentru formare de formatori, deci pentru creșterea capacității profesorilor noștri. Cu această ocazie o să rog pe doamna Francesca Iacobs, consilier pentru consolidarea capacităților în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, să ia cuvânt. Direktor Balan, esteemed team of the Academy of Public Administration, honorable guests, ladies and gentlemen. Stimate domnule Balan, stimați oaspeți, este o mare onoare pentru mine to make a few opening remarks here today on behalf of the German Development Agency GIZ. Să fac câteva remarci de deschidere din partea Agenției de Cooperare Internaționale din Germania. And namely on behalf of the project Modernization of Local Public Services. Și anume din partea proiectului Modernizare Serviciilor Publice. We highly appreciate your invitation to today's conference, Theory and Practice of Public Administration. Noi apreciem înalt invitația dumneavoastră de a participa la conferința de astăzi, Teoria și Practica Administrării Publice. And congratulate you to your 26th anniversary. Și să vă felicit cu cea de-a 26-a aniversare. A well-functioning public administration has a significant impact on government performance. O administrare publică bine, care funcționează bine, are un impact important la performanța guvernării. And it is essential in building trust in government and delivering necessary structural reforms. Și este esențială pentru transmiterea încrederii în guvernare și oferirea reformelor structurale necesare. Good governance matters. Guvernarea bună contează. Among others, a well-designed and effectively managed public service is one of the key components. Printre altele, un serviciu public bine planificat și administrat eficient este un component cheie care permite It enables the state to reach adequate levels of professionalism. Îi permite statului să atingă nivele înalte de profesionalism, as well as sustainability and quality of public services in all parts of the administration. La fel ca și sustenabilitate și calitatea serviciilor publice în toate domeniile administrării. This resides not only in better policies, but also in the provision of better services to citizens and businesses. Aceasta rezultă nu numai în
în politici publice mai bune, dar de asemenea și în asigurarea unui servicii publice cetățenilor și afacerilor. One of the prerequisites to achieve this is a professional civil service. Un serviciu public profesional este un prerequisit pentru a atinge acest scop. In this context, professional training, education and development plays a crucial role in continuously improving the capacities of administrations and increasing the knowledge and skills of civil servants at different levels of government. În acest context, dezvoltarea profesională și instruirea joacă un rol crucial în îmbunătățirea continuă a capacităților administratorilor și creșterea cunoștințelor și deprinderilor funcționarilor publici. It enables the civil servants to deliver qualitative public services that meet the needs of the local population. Aceasta permite serviciilor publice permite oferirea de servicii publice calitative ca să satisfacă necesitățile populației locale. The Academy of Public Administration plays a central role in education and professional development here in Moldova. Academia de Administrare Publică are un rol important în dezvoltarea și perfecționarea cadrelor din administrarea publică. As Dr. Balan mentioned, since 2010, the Academy has been our main partner when it comes to capacity development in the field of local and regional development and the modernization of local public services. Rectorul, domnul Balan, a menționat că Academia este partenerul principal al GAZ din 2012, ceea ce se referă la dezvoltarea capacităților în domeniul dezvoltării regionale și locale și în modernizarea serviciilor publice locale. You successfully designed, piloted, implemented and institutionalized training courses on several topics in relevant fields, such as strategic planning, management, elaboration of programs, or development of leadership in public administration, and many more. Dumneavoastră, cu succes, ați planificat, pilotat și implementat și instituționalizat cursuri de instruire în diferite, pe diferite teme în domenii conexe de tipul planificare strategică, managementul programelor, dezvoltarea leadership-ului în administrare publică și multe altele. Throughout the last years, we witnessed the Academy grow and develop your organization successfully. În ultimii ani, noi am fost martori cum s-a dezvoltat cu succes Academia. Moreover, as already mentioned, one important result of our cooperation is the establishment of discussion forums on local and regional development. Mai mult decât atât, un rezultat foarte important în cooperarea noastră a fost înființarea forumurilor de discuție referitor la dezvoltare regională și locală. We welcome that you create important exchange platforms to discuss current topics, issues and challenges related to public administration, such as the conference today. Noi salutăm faptul că dumneavoastră ați creat platforme de schimb foarte importante pentru a discuta temele curente, actuale și diferite chestiuni și provocări ce țin de administrarea publică și oferirea serviciilor publice. I'm looking forward to many fruitful discussions later today and want to thank you again for the invitation. Eu aștept cu nerăbdare discuțiile mai departe care vor fi fructuoase și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mr. Balan, thank you and your team for now more than 8 or 9 years of very fruitful cooperation. Domnul Balan, vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru cei mai mult de 9 ani de cooperare fructuoasă. We hope that we will continue to cooperate closely in the future to achieve even more good results.
Eu sper că noi vom continua să cooperăm îndeaproape și în viitor, astfel ca să atingem rezultate și mai bune. Congratulations again and thank you very much. Felicitări și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim mult, Francesca, pentru apreciere. Deci, proiectul GIZ se închide anul acesta, iar eu sunt sigur că pentru proiectul pentru modernizarea serviciilor autorităților publice locale, iar eu cred că GIZ-ul numai pentru colaborarea cu Academia de Administrare Publică va rămâne și în continuare Republica Moldova. Mulțumim! Stimați colegi, a vorbit și Francesca despre modernizarea serviciilor publice locale. În cadrul acelor forumuri, deci noi am discutat, una din teme a fost dezvoltarea regională, iar Academia de Științe, fiind prezent aici, ne-a acceptat un proiect de cercetare în acest domeniu și directorul acestui proiect a fost doamna profesor Șaptifraț, care este aici în sală. Deci în contextul acestui proiect au avut loc mai multe deplasări în teritoriu, întâlniri cu administrația publică locală, la nivelul consiliilor raionale, la nivelul primăriilor din țară, au fost implicate mai multe raioane, deci Leoba, Făleș, Glodeni, Râșcani, și astăzi avem prezent aici în sală secretara Consiliului Raional Leoba, care este absolventa Academiei din 1999 și care din acea perioadă continuă a lucrat în domeniul administrației publice locale, și care vrem să aflăm părerea și despre colaborarea cu Academia, dar și despre cum se lucrează la administrație. Stimate domnule rector, onorați profesori, distinși oaspeți, doamnelor și domnilor. Sunt bucuroasă să revin la Academie ori de câte ori am ocazia, în special astăzi, la zi aniversară. Ce simbolizează pentru mine Academia de Administrare Publică? În concepția mea e un tezaur, o constelație, care începe cu cea mai sonoră literă din alfabet, A, ce simbolizează autoritate, plus C, chibzuință, plus A, adevăr, plus D, diplomație, plus E, experiență, plus M, muncă, muncă și iar muncă, plus I, inovație, plus E, energie, și toate acestea fiind egale cu arta de a fi om. Iată ce au creat din noi profesorii, personalitățile notorii ale acestui bastion al statului de drept Republica Moldova. Studiile în cadrul Academiei m-au marcat pentru întreaga viață. Mi-au dezvoltat abilitățile și competențele manageriale și nu în ultimul rând m-au dezvoltat ca personalitate. Școlirea în teorie și practică administrației publice m-a determinat să-mi schimb prima mea profesie, care este cea de pedagog. Și iată-mă ajunsă în al 25-lea an de activitate în serviciul public. Pe parcursul carierei mele profesionale am aplicat și aplic cu succes cunoștințele obținute la Academie în timpul studiilor, dar și în cadrul mai multor instruiri de pe parcursul anilor. Aceasta m-a ajutat să contribui la eficientizarea activității instituțiilor în care am activat prin aplicarea metodelor inovative de muncă, să particip la elaborarea strategiilor de dezvoltare și să le implementez cu succes, să înțeleg și să aplic mai ușor buchia legii, să depășesc multe situații de criză și alte bariere care au survenit în procesul de muncă. Academia de Administrare Publică este și trebuie să rămână bastionul statului de drept pentru a fi un stat de succes, unul dezvoltat. Republica Moldova are nevoie de specialiști competenți în domeniul administrației publice.
Instruirea personalului în serviciul public este o investiție în viitorul țării. Ori, viitorul unui popor este strâns legat de calitatea serviciilor pe care le prestează cetățenilor, de nivelul de confort pe care îl asigură cetățeanului său. În condițiile zilei de astăzi, în care funcționarii publici sunt puși în situația să învețe din mers care le sunt obligațiile de funcție, să studieze legislația, tehnici de comunicare, de etică, într-un cuvânt spus, să asimileze instrumente de bună guvernare foarte rapid, instruirile în Academie de Administrare Publică prind ca o mănușă. Cu ocazia aniversării a 26-a de la fondarea Academiei, vin în fața corpului academic cu sincere sentimente de gratitudine pentru dăruirea dumneavoastră nobilă, atât de necesară întregii societăți, pentru cordialitatea, înțelegerea pe care o manifestați față de discipuli. Vă doresc realizarea aspirațiilor profesionale, să aveți parte de cei mai buni studenți și prosperitate, dar și noi forțe creatoare. Adresez felicitări însoțite de urări de sănătate, împlinire profesională tuturor profesorilor, de la care am acumulat un tezaur inestimabil de cunoștințe, deoarece am avut parte de personalități notorii, de o cumsicădenie rară, de o erudiție fără seamă și de o inteligență enciclopedică, precum au fost regretatul rector Mihail Platon, doamna Tatiana Manole, domnul Tudor Deliu, doamna Otilia Stamatin, domnul Aurel Iosif Băteanu și alții, și iertată să fiu că nu i-am nominalizat pe toți, dar o merită pe deplin, care ne-au transmis cu mult drag din experiențele lor, cunoștințele, calitățile lor profesionale și au lăsat amprenta în mod direct sau indirect asupra carierei mele de mai departe. Vă doresc să realizați obiective curajoase într-o promovare a interesului nostru național, prosperarea statului Republica Moldova prin dezvoltarea potențialului său administrativ. Sunt mândră și totodată onorată de faptul că sunt absolventa acestei prestigioase instituții de învățământ. Și voi finaliza cu un vers: Vivat Academia, vivat Profesoris, vivat membru Polibet, vivat membra Velibet, semper suntem fiori. Vă mulțumesc! Dar și am venit cu flori, de fapt, eu, pentru domnul rector. Florile sunt recunoștință pentru tot corpul profesoral, nu doar pentru rector. Și mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase și probabil toată lumea cunoaște că atunci când foștii absolvenți îți recunosc meritele de fapt după ce pleacă din instituție, că atunci când le pui note, știm noi cum e. Mulțumim! Deci, doamna secretară a făcut o trecere frumoasă către ceea ce urmează. Pe lângă frumoasele tradiții pe care le avem cu ziua Academiei, cu conferința, Academia de Administrare Publică mai are o frumoasă tradiție de acordare titlurilor de doctor honoris causa a Academiei de Administrare Publică. Primul titlu a fost conferit în 1998. Cei care probabil trec pe holurile instituției ați văzut că la etajul 2 am făcut o expoziție a foștilor rectori și a doctorilor honoris causa Academiei de Administrare Publică. În cei 26 de ani de activitate, Academia nu are atât mulți doctori honoris causa, doar 5 la număr. Astăzi va fi înmărat un nou titlu, dar vreau să-i nominalizez pe cei care s-au învrednicit de acest titlu. În primul rând este vorba de profesorul portughez Américo Ramos dos Santos, datorită căruia în Academie au fost elaborate 32 de manuale la acea perioadă și, de fapt, s-a pus baza cursurilor proprii ale Academiei de Administrare Publică. O parte din profesorii Academiei, prin programul TACIS, datorită sprijinului profesorului Santos, au mers în Portugalia tocmai 2 luni la instruire. Deci, această practică de preluare a bunelor
practici, nu pot să fug de cacofonie, deci continuă și astăzi, de aceea a fost un bun început al acel 1998, apoi primul rector al Academiei, regretatul Mihail Platon, primul președinte al Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur, care a semnat decretul de constituire a acestei instituții, rectorul Universității din Karabuh, Turcia, cu care am avut un larg proiect în cadrul proiectului Uniunii Europene de modernizare a serviciilor de instruire și de mobilitate studențească, domnul profesor Sâmboteanu, care este din primele zile activează în cadrul Academiei de Administrare Publică și este cel care stă la baza științei administrației publice. Și astăzi vom conferi acest titlu unui bun prieten al Academiei de Administrare Publică, care a făcut printre primele vizite la Academie prin anul 2010. Deci, datorită relațiilor cu domnul profesor, am avut schimb mobilitate studențească. Deci studenții din România au fost în această sală și au făcut lecții cu profesorii noștri. Studenții noștri au avut ocazia să meargă la SNSPA. Profesorii noștri și doamna Zielinski este prezentă aici în sală. A avut lecții în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Domnul profesor este membru Colegiului de Redacție a revistei Academiei Administrare Publică, deci revista științifică a Academiei de Administrare Publică. De aceea, domnule Bărbulescu, o să-i ofer posibilitatea domnului profesor Sâmboteanu, care a fost ultimul, cel care a obținut acest titlu, doctor honoris causa, să dea citire lăudației. Stimate domnule rector și președinte al Senatului Academiei de Administrare Publică, stimate domnule președinte al Curții Constituționale, excelențe domnule ambasador al României în Republica Moldova, stimate domnule profesor universitar dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, dragi colegi, distinși oaspeți, onorată asistență. În această zi frumoasă de mai și în această atmosferă de sărbătoare care emană din spiritul aniversar al Academiei noastre, ajunsă la cea de-a 26-a primăvară, după cum s-a vorbit deja, mă simt onorat să prezint discursul de laudatio eminenței sale domnului profesor dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, cu prilejul conferirii domniei sale a titlului onorific de doctor honoris causa al Academiei de Administrare Publică. Motivul pentru care domnul profesor Bărbulescu a fost propus pentru conferirea acestui titlu onorific este recunoașterea realizărilor sale obținute pe traseul celor peste 40 de ani de activitate prodigioasă în diferite domenii în calitate de diplomat, profesor universitar, doctor în științe politice și sociologice, expert în relații internaționale și studii europene, membru al diferitor structuri și asociații profesionale. Un alt îndemn spre adoptarea acestei decizii, Senatul Academiei l-a întrezărit în contribuția și aportul personal al domnului profesor Iordan Gheorghe Bărbulescu în stabilirea, întreținerea și dezvoltarea colaborării rodnice între Academia de Administrare Publică din Chișinău și Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București,
Așa după cum le stă bine celor două instituții de învățământ superior mărudite prin activitățile similare de pregătire a cadrelor, menite să asigure bună organizare și funcționare a sectorului public. Dar până la realizarea celor expuse mai sus, domnul Iordan Gheorghe Barbulescu a parcurs un traseu treptat, dar ascendent, care își are origine în sânul familiei și părinților săi, care au dat viață la 20 ianuarie 1952 și care au purtat de grijă în devenirea sa cetățenească și profesională. Interesul sporit spre cunoaștere îl aduce în anul 1973 la Universitatea din București, la absolvirea căreia, în anul 1978, devine licențiat în filosofie, în anul 1994 devine deținătorul diplomii de licență în filosofie și științe educaționale, titlu oferit de către Ministerul Educației din Spania, în baza recunoașterii calificărilor obținute în România. Urmează studiile doctorale în științe politice și sociologice la Universitatea Complutense din Madrid, Spania, cu obținerea titlului de doctor oferit în anul 2000 de către Ministerul Educației din România în baza recunoașterii calificărilor obținute în Spania. Studiile obținute și aptitudinile formate și dezvoltate continuu în procesul de exercitare a diferitor funcții publice, responsabilitatea și devotamentul de care a dat dovadă pe parcursul timpului îi asigură o bogată și consistentă biografie de muncă în care armonios se îmbină activitatea didactică, științifică, diplomatică, obștească. În acest sens vom menționa că ceea ce iese în evidență la profesorul universitar dr. Iordan Gheorghe Barbulescu este relația dintre virtuțile personale care își găsesc reflectare în referențialul valoric al personalității sale și modul de a face diplomație, știință, activitate didactică, de consultanță și expertiză în domeniile profesate de domnia sa pe parcursul timpului. Mulți ani la rând, domnul profesor Iordan Gheorghe Barbulescu a activat și s-a manifestat plenar în domeniul afacerilor europene la nivelul administrației publice centrale de specialitate românești, exercitând diferite funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cât și în spațiul academic, pe care îl slujește cu credință și devotament până în prezent. Aceasta își găsește manifestare, în primul rând, în activitatea didactică, prin predarea cursurilor referitoare la instituțiile și politicile Uniunii Europene, în calitate de cadru didactic și expert în relațiile internaționale și studii europene, susține cursuri și conferințe atât în România, cât și peste hotare, în Spania, Franța, Grecia și alte țări. Activitatea didactică, domnul profesor Barbulescu o îmbină armonios cu activitatea managerială, exercitând din anul 2006 până în prezent funcția de decan al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative, iar cu începere din 2010 și funcția de director al Școlii Doctorale de Studii Politice și Administrative. Este bine cunoscută și înalt apreciată activitatea sa și în calitate de președinte al Senatului Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative din București. Este de apreciat și activitatea sa științifică. Domnul profesor Barbulescu este autor a mai multor studii fundamentale privind Uniunea Europeană, în care a argumentat și într-o manieră metodologică avansată elucidează aspectele instituționale, economice, politice, de organizare și funcționare a organismelor europene și a componentelor acestora. În studiile domniei sale regăsim investigații prețioase cu privire la procesul decizional în structurile europene,
la rolul cooperării transfrontaliere, inclusiv între România și Republica Moldova, la problemele existente în procesul de extindere a Uniunii Europene și modalitatea de soluționare acestora. Activitatea didactică, științifică și managerială a domnului profesor Bărbulescu își găsește continuare pe parcursul anilor în cadrul a numeroase proiecte didactice și de cercetare realizate în colaborare cu diferiți parteneri, atât din România, cât și din străinătate. Consider necesar de menționat că apartenența domnului profesor Iordan Gheorghe Bărbulescu la diferite structuri și asociații profesionale. Voi numi doar unele din ele. Expert al Agenției Românii de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, membru al Societății Europene de Evaluare, membru al Centrului pentru Dezvoltare Curriculară Gian Filia și multe, multe altele. O deosebită și permanentă atenție acordă domnul profesor Bărbulescu dezvoltării profesionale continuu în domeniul integrării europene. În acest sens vor menționa regularitatea cu care domnia sa a participat și continuă să participe la astfel de cursuri desfășurate în Belgia, Franța, Luxemburg, Elveția, Grecia, Danemarca, Spania și alte țări. Onorată asistență, îngăduiți-mi să completez discursul meu încă cu câteva gânduri referitor la colaborarea rodnică și îndelungată între Academia de Administrare Publică din Chișinău și Școala Națională de Studii Politici și Administrative din București, în domeniile reciproc avantajoase, privind pregătirea cadrelor pentru administrația publică, organizarea activităților științifice, alte sfere de interes comun și la promovarea cărora își aduce un aport deosebit domnul profesor Iordan Gheorghe Bărbulescu în calitate de președinte al Senatului, Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative și decan al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, dar și de cadru didactic. Datorită unei atitudini nepărtinitoare și binevoitoare a domnului profesor Bărbulescu, relațiile bilaterale între instituțiile noastre se bazează pe încredere și respect amiabil, se realizează pe parcursul timpului uniform și pragmatic, în interesul beneficiarilor de servicii educaționale și de cercetare prestate de instituțiile noastre. Comunitatea academică a instituției noastre apreciază înalt contribuția substanțială adusă de domnul profesor Bărbulescu la susținerea și realizarea activităților de mobilitate academică a studenților și cadrelor didactice din instituțiile noastre, efectuarea schimbului de elaborări științifice, participări reciproce la întruniri și conferințe științifice cu dezbaterea problemelor actuale în domeniul administrației publice și relațiilor internaționale. Participarea domnului profesor Bărbulescu, mulți ani la rând, în calitate de membru al Colegiului de Redacție al revistei Metodico-Științifice Administrarea Publică și ca autor al unor materiale autentice publicate pe paginile acestea, îi dă procesul de colaborare între instituțiile noastre o semnificație aparte. Asta ne duce la gândul că în aceste momente noi sărbătorim și, de ce nu, mult, cu mult respect, apreciem nu doar o distinsă personalitate a comunității academice și științifice cu care colaborăm de mulți ani, dar și întreaga carieră domniei sale de profesor cu realizări remarcabile, cercetător științific erudit, diplomat iscusit, personalitate publică de primă mărime. În confirmare celor expuse mai sus, vin și distincțiile cu care este menționat domnul profesor Bărbulescu pentru activitatea desfășurată. Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavaler pentru contribuția adusă la promovarea politicii externe a României. Premiul Personalitatea Anului pentru România Europeană în 2007. Premiul Profesorul Bologna.
Cetățean european, titlul conferit de Parlamentul European în 2016, iar la titlul onorific de doctor honoris causa la Universității din Oradea, se adaugă și titlul de doctor honoris causa al Academiei de Administrare Publică din Chișinău. Stimate domnule profesor Iordan Gheorghe Bărbulescu, titlul de doctor honoris causa conferit de către Senatul Academiei de Administrare Publică dumneavoastră ne onorează și mizăm pe o colaborare rodnică în continuare. În încheiere doresc să-i mulțumim domnul profesor Iordache Gheorghe Bărbulescu pentru bunăvoința de a accepta propunerea noastră de a primi prin decizie Senatului titlul onorific de doctor honoris causa al Academiei de Administrare Publică, astfel devenind membru al familiei noastre academice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domn profesor, onorată asistență, am plăcută obligație să mulțumesc Senatului Academiei de Administrare Publică pentru hotărârea de a conferi titlul de profesor, titlul profesorului Iordan Bărbulescu, doctor honoris causa a Academiei de Administrare Publică. Această hotărâre se înscrie în politica Academiei de a promova recunoașterea și omagierea personalităților de prestigiu ale comunității științifice naționale și internaționale. Permiteți să dau citire certificatului de conferire a titlului honoris causa de doctor, a titlului onorific de doctor honoris causa. În semn de înaltă și meritoasă apreciere a activității, în conformitate cu hotărârea Senatului Academiei numărul 5/6 din 23 aprilie 2019, se conferă domnului Iordan Gheorghe Bărbulescu, profesor universitar, doctor, președinte al Senatului Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, titlul onorific de doctor honoris causa al Academiei de Administrare Publică, pentru contribuție substanțială și aport personal la consolidarea relațiilor de colaborare multilaterală între Academia de Administrare Publică și Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Este și certificatul. Mai descurc. Sper că va încununa marea paletă de distinții pe care o aveți și va înfrumuseța biroul cu siguranță. Până am vă oferi cuvântul, mai avem o surpriză. Bine. După care... Pot să vorbesc. Să doar vorbesc. 90 de minute, stăți liniștit. La mine așa. Vreau să vă spun că ieri am fost telefonat de domnul rector Pricope, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Era o să intre acușa, dar... Cine să intre? Pricope a vrut să fie azi prezent aici, dar s-a întâmplat ceva în agenda dumnealui. Și n-a putut să vină, dar avem un mesaj din partea dânsului pe care o să rog echipa tehnică să-l plaseze. E clar. Domnule rector Balan, stimați colegi de la Academia de Administrare Publică din Republica Moldova,
doamnelor și domnilor invitați, dragi colegi, studenți, stimate domnule profesor Iordan Bărbulescu. Nu puteam să nu fiu prezent într-o formă sau alta la această ceremonie. Aș fi vrut să ajung la Chișinău cu ocazia festivității de acordare a titlului de doctor honoris causa domnului profesor Bărbulescu, dar probabil că știți deja, organizăm o serie de evenimente importante în domeniul învățământului superior pe relația Uniunea Europeană-Asia. Și am avut și avem încă 51 de state la București să vorbească despre învățământ superior. Dar l-am rugat pe domnul rector Bălan să fie de acord să transmit mesajul comunității academice și, evident, domnului profesor Bărbulescu prin această modalitate, prin acest mesaj video. Aș vrea, în primul rând, să felicit Universitatea pentru decizia pe care ați adoptat-o și cred că nu putea să existe o decizie mai bună, nu pentru că domnul profesor Bărbulescu este președintele Senatului SNSPA, ci pentru că dacă ne uităm în ceea ce a făcut domnia sa și face în zona academică și nu numai, vom vedea o serie de proiecte pe relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, dintre România și Republica Moldova. Vom vedea publicații importante care au stat la baza formării a multor generații de studenți în domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale, inclusiv studenți din Republica Moldova, și o știu din foarte multe discuții particulare pe care le-am avut cât de preocupat și cât de atașat este de această relație pe care Bucureștiul și Chișinău trebuie să o construiască. De altfel, activitatea domniei sale a fost recunoscută și de Parlamentul European în momentul în care, în urmă cu ceva timp, domnul președinte Bărbulescu a fost declarat de către Parlamentul European cetățean european, cetățean de onoare al Uniunii Europene. Prin urmare, mă alătur acțiunii Universității dumneavoastră prin acest mic laudatio pe care îl fac la adresa domnului profesor Bărbulescu. N-aș vrea să închei înainte de a spune un alt lucru care îl caracterizează pe domnul profesor Iordan Bărbulescu. Investiția în tineri. Dacă veniți în departamentul pe care îl conduce și intrați în decanatul Departamentului de Relații Internaționale și Afaceri Europene, veți găsi foarte mulți tineri, doctoranți, cărora domnul profesor Bărbulescu le trasează sarcini destul de complicate, dar o face tocmai pentru că are încredere în academici de 28, 29, 30 de ani și știu că sunt pregătiți să ducă la bun sfârșit astfel de proiecte. Unul dintre proiecte pe care l-a construit cu foarte mulți tineri în jurul domniei sale este proiectul Uniunea Europeană-America Latină, în care am reușit să construim o serie de conferințe, mobilități Erasmus și, repet, am dat numai un exemplu. Prin urmare, felicitări Academiei de Administrare din Republica Moldova, felicitări domnului rector Bălan că a coordonat întreg acest proces și, evident, felicitări domnului profesor Iordan Bărbulescu pentru faptul că astăzi a fost onorat de Universitatea dumneavoastră cu titlul de doctor honoris causa. Domnule profesor, suntem onorați să fiți doctor honoris causa la Academiei de Administrare Publică și sper că acest titlu o să-l purtați cu mândrie la toate întrunirile dumneavoastră de viitor. Și pentru noi, așa cum spun eu studenților, reclama vie a oricărei instituții de învățământ sunt studenții, absolvenți. De aceea și titlul honoris causa pe care vă l-am oferit noi este o onoare pentru noi, dar este și o reclamă vie pentru Academia noastră. Mă rog cu dumneavoastră că am avion, așa că altfel n-aș mai pleca de aici. Cei știți, unii dintre dumneavoastră vorbesc o oră jumate fără pauză, după care vorbesc altă oră jumătate tot fără pauză și așa mai departe. Mai ales dacă vorba de Uniunea Europeană. Dar nu o să încep cu Europeană, ci să încep cu dumneavoastră, cu Academia și nou. Vă asigur că sunt onorat de acest titlu, altfel nu
Na, aș fi zis nu, na, nu sunt culegător de medalii și insigne, deși am avut parte de unele deosebit de importante. Pentru mine a fost deosebit de important să primesc ca importanță al doilea ordin național al României, să primesc titlul de cetățean european. În România suntem doi care îl avem, cel mai mare filozof român și cu mine, să primesc titlul de doctor honoris causa al unor universități și acum, astăzi, aici, la dumneavoastră. Colaborarea mea cu Republica Moldova începe înainte de a începe cu Academia. Academia am descoperit acum vreo 10 ani, dar sunt pe meleagurile astea de vreo 20 și începând cu cărțile care le aduceam la 90 după căderea Zidului Berlinului și căderea lui Ceaușescu și apoi am făcut 10 de proiecte cu ONG-uri, cu universități, cu institute de cercetare, inclusiv cu Academia Republicii Moldova am avut proiecte. Dar de vreo 10 ani m-am așezat mai bine, așa ca să zic, pe colaborarea cu Academia, care este o instituție similară nouă, mai mult decât altele cu care noi am lucrat. Și noi, după cum știți, pregătim leadership-ul pentru zona științelor politice, diplomație, relații internaționale, dar nu numai pentru diplomație, relații internaționale, pentru mediul privat, să vedeți ce bine merge pentru mediul privat, negocieri extraordinar de bine. Așa că, de asta și zic, încercăm să ne înfrățim cu instituțiile similare nouă. Vedeți că o să vedeți că începem să rămânem puțin acum, dacă domn Macron a zis că desfințează ENA, să vină ei la noi să îi ajutăm. Dar domn Macron, săracul, ce să mai zică și el? Zice și el ce poate să scape de strânsoarea în care se află. E o glumă proastă, sper eu, și să nu desfințeze ENA. Deci, mi se pare că întâlnirea noastră a fost fericită. Eu mă simt aici chiar ca acasă. Bine, totdeauna mă simt bine în Republica Moldova, n-am avut nicio problemă. Pentru că, da, din motivele astea, bineînțeles, mă simt bine. Chiar că nu știu rusă și uneori, sigur că da, sunt și cetățeni de care vorbesc mai bine rusă decât română. Nu mi s-a întâmplat niciodată, așa cum mi se întâmplă în Transilvania noastră cu ungurii, să nu încerce să vorbească cu mine românește când vedea că nu știu rusă. Așa cum nici în Transilvania mi nu s-a întâmplat niciodată să nu încerce să vorbească românește văzând că nu știu ungurește. Era normal să mă întrebe ungurește, că dacă vorbesc cu ungurește, primul mod este să întrebe ungurește, nu românește. Dar după aceea, așa și aici, eu n-am avut niciun fel. Am avut noroc acesta să trăiesc într-o zonă multietnică, motiv pentru care n-am probleme cu nimeni, câtă vreme sunt oameni cu secade, oameni cu secade sunt peste tot, ca și oameni care nu sunt cu secade, care sunt peste tot. Lucrăm bine, sper, mă ambiționez acum că fac parte și din comunitatea academică, propriu zis, să realizăm acel master, să-l aducem noi, masterul nostru, la dumneavoastră, unul din cele care le doriți, astfel încât studenții noastre să beneficieze direct de diplomele Bologna, cu suplimentul valabil peste tot, deci chiar să aveți liberă circulație în sensul cel mai profund al cuvântului. Că știți că liberă circulația persoanelor, până la urmă, asta înseamnă. Înseamnă că dacă vezi un anunț la nu știu unde vreți dumneavoastră în Uniunea Europeană, că vrei să te angajezi, te duci și te angajezi, pur și simplu, nu trebuie să-ți recunoști diploma. Mie, în anii început doar în 90, mi-a trebuit 2 ani ca să îți recunoască studiile, culme. Și când m-am întors acasă, tot de aia mi-a trebuit să recunoască. Deci tot timpul tine să se rezolve. Deci asta aberațiile anilor 90 de la noi, fără nicio fel de discuție. Pe mine această muncă mă pasionează și soția mea, care este aici și care a dorit să mă însoțească și la festivități de asta mă mai însoțesc, că să mai stea așa cu bărbată sub cât de cât. Știe că mă pasionează, că ea este cea care plătește factura pentru pasiunea mea. Pentru că n-aș fi putut să public 15 cărți, 20 de studii și așa mai departe. Dacă sunteți căsătoriți, știți că așa stau lucrurile. Adică eu, de pildă, când sunt acasă, nu sunt birou. Deci, sunt acasă, în fel, adică... Ea mai nu mai serios și spune că din 40 de ani de căsătorie, de fapt, am stat 20 cu ea. Deci, că de aici, de cine se înțelege bine, că nu sunt 40 de ani. Adică nu știu cum ar fi, dar ar fi 40. Deci, mă pasionează, într-adevăr. O studentă din anul 3, acum câțiva ani, m-a întrebat, era ultima zi de curs,
Și m-a întrebat ce vreți, pot să vă întreb ceva? Mă zic, tu mă poți întreba, asta nu înseamnă că trebuie să-ți și răspund, pot să-ți și răspund. Ce vă pasionează și altceva decât Uniunea Europeană? Ei, ai văzut, e din categoria întrebărilor la care nu pot să-ți răspund. Da, m-a pasionat, mi-am făcut o cauză din asta, am dorit să învățăm prima dată pe românii noștri, după aceea să arătăm și altora că nu suntem mai proști decât ei. Apropo, n-am avut niciodată nici cel mai mic complex față de occidental, cu tot respectul pentru dânsii, și vă îndemn la același lucru. Noi aici am colțul ăsta de oră, și noi și dumneavoastră, dar avem așa, de ce să avem? Dacă suntem deștepți și harnici, nu avem de ce să avem. Și ei au de toate feluri. Sigur că foarte mulți oameni, multe realizări, dar nici nu au trecut prin ce tricurăm noi. Că n-a fost ușor și pentru noi, dar pentru noastră cred că a fost și mai greu. Așa că eu asta vă îndemn, nu aveți, dacă sunteți pregătiți, mergeți înainte. Deci am vrut să ajut la formarea școlii românești și de asta sunt și eu mândru. Vă mulțumesc, domnul ambasador, mi-ați făcut o mare plăcere să aud că ați învățat din cărțile mele. Ce poate să-și dorească un profesor mai mult decât să audă că au învățat oamenii din cărțile lui? Am avut la nunta fiului meu, era un grup de la drept, și la un moment dat vine fiul și îmi spune, zice, vor să vorbească cu tine. Da. Și mi se spune, domnul profesor, am să vă cunoaștem, că să știți că învățăm din cărțile noastre. Că de... Bine, n-am răs. Mai departe, înțelegeți dumneavoastră. Deci, scriu mult, atâta cât pot să scriu de mult, în având în vedere că am atâtea activități, mult prea puțin decât îmi doresc, mă chinui de vreo 2 ani cu o carte, soția mea și zis, am un contract pentru 5 și mă chinui cu a doua. Soția mea mi-a zis, dar îți dai speranță de viață mare așa, dacă tu te chinui la a doua și ți-ai făcut contract pentru 5. E foarte ironic, să știți. Când am luat titlul de stat național, a zis, o să ai o mormântare aia frumoasă, cu armată, cu aia, cu aia, da. Așa, am și dedicat, să știți. Cred că noua Europa i-am dedicat-o ei, pentru că fără un sprijin de acest gen, n-ai cum să faci. Ceva se sacrifică, clar. Din păcate, nu trebuie să sacrificăm familia, dar se sacrifică. Nu prea am crescut eu copiii, dar acum am 4 nepoate și măcar 2 din ele mă omoară. Vorba ei, ce n-ai făcut copii, acum trebuie să faci cu nepoate. Deci, ce pot să vă spun mai mult decât atâta, decât că eu să eram pregătit să vorbesc despre Europa, să vorbesc despre Brexit, să vorbesc despre Balcan, să vorbesc despre reforme, despre, nu, tot avem președinția, să-l supăr pe domnul ambasador criticând anumite lucruri, vorba bine, că n-am de ce să-l supăr pe domnul, că nu să-l supărăm noi, dar am înțeles că n-avem timp de așa ceva, ca atare va trebui să mă invitați altă dată și să stăm vreo 2-3 zile așa să vorbim, că știți că vin când mă chemați. În octombrie, domnul profesor, este ziua vinului. A, e ziua vinului, am înțeles. Deci am înțeles, sigur, mi se pare potrivit. Adică mai avem un vin, mai vorbim de Europa, mai... O vedem așa, mai roz, așa, dacă băgăm roze și o vedem mai roză pe Europa. Atunci și Moldova e în Europa. Atunci toată lumea e în Europa, că e mai roze, așa, am înțeles. Altceva ce pot să spun decât că mă onorează, vă asigur, o să vă trimit poze să vedeți că este pus în biroul meu pe lângă celelalte care le-am primit. Știți că aș fi ipocrit și iar eu pot fi acuzat de multe, dar nu de ipocrizie. Ceea ce nu întotdeauna îmi servește, știți că uneori e mai bine să mai minciunești așa, eu nu știu. Eu spun ce am de spus. Asta e, nu dau sfatul, faceți ce vreți. Deci aș fi ipocrit să spun că nu te simți bine când îți mai sunt recunoscute meritele, mai ales că pentru mine nu banii au fost cei mai importanți, au venit și ei când au venit, dar nu au fost cei mai importanți. N-am făcut niciodată nimic pentru asta. Și atunci, repet, nu sunt ipocrit. Îmi face plăcere ca din când în când instituții serioase să recunoască munca mea, care nu e puțină și sunt vreo 30 de ani în spate, poate dacă nu sunt 30, sigur să fac 29 de ani în curând, în care practic n-am făcut decât asta, atât scriind, cât și predând, și la externe, tot pe Uniunea Europeană am lucrat, am contribuit la aderarea României, uneori le și spun lor prin conferințe, bă, unul din aia sunt eu, adică cu domnul profesor Pușca și a fost în echipa lui, și Pușca și zice, bă, Bărbulescu, ne jură mulți, dar rău ar fi fost de noi dacă nu făceam noi ce am făcut. Apropo de asta, Timmermans, că l-am avut acum de curând la noi, doctor honoris causa, știți cine e Timmermans? Deci prin vicepreședintele Comisiei Europene, la care ne toacă pe noi cu statul de drept toată ziua. Și vă dați seama ce vulva a fost în România, că noi am invitat pe Timmermans. Adică ăsta ne omora cu articolul 7 a tratatului și noi l-am chemat pe Timmermans. Domnul l-am chemat pe Timmermans
omul de externe, omul de carte, nu. Știi, vorba așa zis-o în plen. Atenție, dacă nu aderează la Uniunea Europeană, tot și Putin era la voi pe aici. Deci eu cred că am făcut bine ce am făcut, mulțumesc unei mele prietene, doamna directoare a bibliotecii, am văzut că sunt acolo prezent. Sunt de mult prezent la dumneavoastră în bibliotecă și mă bucur că pot să împărtășesc din experiența mea. Cred că pentru asta sunt dascăl. Cred că pentru asta sunt cercetători, să contribuim la progresul științei. Să lăsăm după noi un alt standard, un alt nivel decât cel pe care l-am găsit. Iar eu m-am străduit tot timpul să fac asta. Cu prețurile de care vi le-am spus și țin să-i mulțumesc încă o dată doamnei mele pentru anii. Eu am și zis undeva, am și scris pentru singurătatea în care a trăit eu să fac anumite lucruri. Domnule rector, mulțumesc Academiei. Știți că eram, de fapt, membru al corpului profesoral de aici. Acum am mai multe obligații, profitați de mine, pentru că chiar vreau să facem lucruri împreună și în ceea ce privește proiectele, dar mai ales aș vrea, țin mult de tot să facem acest proiect care înseamnă un master, Bologna, să-l facem aici, ca să nu mai trebuiască să meargă copiii dumneavoastră în România, iată că zic ceva ce știu că e foarte sensibil aici în Republica Moldova, așa cum pleacă ai noștri încolo, ai noastră vin la noi, știu, n-am nicio problemă să ating orice problemă sensibilă, dar n-avem timp. Și noi să venim aici cu masteratele respective, care să le permite să lucreze oriunde direct, doar ducându-se cu diploma. Doamne profesor, problema este că noștri când se duc, uită să mai vină. Păi și la noi 20% au uitat să mai vină din populație, așa că de ce ar fi la dumneavoastră altfel? Haideți să încercăm, să încercăm, păi nu mai se duc, că vinem noi la ei. Și atunci poate rămân. Pentru că și asta e o problemă. Și asta e o problemă. Exportul ăsta de creier nu e bun nici pentru noastră, nu a fost nici pentru noi. Asta e lumea. Ok. Înțeleg că asta e tot, da? Bine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc la toți. Domnul profesor.